Văzând o vacă belgiană, s-ar putea să credeți involuntar că aceasta este un fel de monstru biologic. Numită vaca albastră belgiană, este cea mai neobișnuită rasă de vaci din lume. Ele au o musculatură puternică, deoarece mușchii sunt predispuși la o dezvoltare hipertrofică. Acest lucru se datorează mutației genetice a proteinei, care ar trebui să prevină creșterea musculară excesivă. Vă salut, dragii mei! Vă zic bine ați revenit pe canalul X-Show pentru a viziona un nou video foarte interesant. Astăzi vă prezint rasa belgiană de vaci sau super vacile musculoase. Sunt sigur că va fi un video captivant, dar și educațional, la care merită să lăsați un like și un share. Haideți să începem! Privind aceste vaci și mai ales taurii care sunt înspăimântători, mi se pare că sunt niște animale care mănâncă doar doze uriașe de steroizi. De fapt, această rasă de vaci este destinată cărnii și a apărut cu ajutorul geneticienilor care au lucrat la mutațiile hormonale din organism. De aceea, aceste vaci sunt adesea numite culturiste și, într-adevăr, creșterea mușchilor aproape că nu se oprește niciodată. Principalele avantaje la aceste animale sunt cantitatea mare de carne și faptul că aceasta nu are așa mult colesterol. Vaci asemănătoare existau și în secolul al XVIII-lea, însă de-a lungul anilor au fost încrucișate cu mai multe rase. Principalul scop al încrucișării a fost mărirea cantității de carne și lapte, dar pentru a obține acest lapte gras și multă carne au fost făcute multe experimente. De aceea, un număr suficient de teste au dus la concluzia că acest tip de bovine pot fi crescute exclusiv doar pentru carne, iar datorită faptului că la sfârșitul secolului al XX-lea s-a descoperit formula mutată musculare, a apărut rasa numită vaca belgiană albastră. Principala caracteristică acestei bovine este faptul că au picioarele scurte și un corp musculos. Mușchii acestei rase de vaci sunt literalmente dezvoltați pe tot corpul, mai ales în zona spatelui, gâtului și a picioarelor. O altă caracteristică uimitoare al rasei este calmul pe care îl deține, iar greutatea acestor vaci este de aproximativ o tonă, dar totul depinde și de genetica animalului. Fermierii care le cresc nu încetează să le admire cu plăcere și să le laude cu toate demnitatea. Voi, prieteni, ați văzut în realitate astfel de super vaci? Acesta a fost episodul de astăzi. Cu voi a fost Ion și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pa, pa!